Manifestări dedicate Zilei Naționale a României au fost organizate online de această dată și la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș. Evenimentul a început la ora 8:15 cu intonarea imnului național, urmat la ora 8:30 cu acțiunea Biblioteca în straie de sărbătoare. A urmat un film de promovare carte Unirea în paginile cărților, poveste despre unire, lecturi pentru mari și mici și pagini de istorie românească 1 decembrie 1918. Evenimentul s-a încheiat la ora 14:15 cu acțiunea De vrei să știi ce înseamnă român, prezentată de Catin Caleu. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiră. Dragi copii, întâlnirea noastră online de astăzi nu este întâmplătoare. După cum știți, românii de pretutindeni, cu micul mare, sărbătoresc 102 ani de la Marea Unire, înfăptuită la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, eveniment marcant pentru neamul românesc. Pentru această zi deosebită, am pregătit pentru voi poveste despre unire scrisă de Petru Demetru Popescu. Odinioară trăia pe aceste meleaguri o mamă care avea mai multe fiice. Le pusese nume frumoase după chipul naturii și frumuseților ei, al pădurilor, munților și apelor. Transilvania, Moldova, Bucovina, Crișana, Muntenia, Oltenia, Dobrogea. Avea și 2 flăcăi pe cinstă. Pe unul îl chema Maramureș, pe altul Banat. Dar iată, că la răstimpuri se abătea pas străin peste aceste ținuturi și răpea câte o fiică. Sângera și se îndurera, dar de plâns nu a plâns niciodată și nici nu s-a plecat. Era falnică precum un stejar, sau ca munții Carpați ce-i străjuiau în preajmă, ori ca Dunărea care o încingea ca o salbă. Avea strămoși destoinici și neînfricați, pe daci nemuritori și pe romanii cutezători. De aceea, nici ea nu se temea și nu da înapoi.
lupta vitejește pentru a-și regăsi fiicele și a le readuce acasă în sânul familiei. Și Transilvania cea măreață, și Bucovina fagilor fremătători, și Dobrogea cea aproape de mare, Oltenia cea șăgalnică, Orcrișana cea mlădie. Se mângâia la gândul că avea alături pe Moldova și Muntenia, ori pe feciorii cei sămeți și voinici. Și uite așa, luptând neobosit, a reușit să-și aducă din nou toate fiicele acasă, unindu-le în jurul ei ca un copac maestos cu ramuri bogate. Și când le-a simțit pe toate lângă ea, a fost în clipa aceea fericită și a întinerit dintr-o dată. Pentru că unirea îi dădea putere, iar setea de dreptate și libertate a făcut-o nemuritoare. Închei cu mesajul: la mulți ani, România,